Bună, dragii mei, și bine ați revenit la Croitoria fără formule! Eu sunt gazda voastră, Lorelai Țârlea, și astăzi haideți să vorbim despre acele mașini de cusut. Am văzut că de foarte multe ori mi-ați pus întrebări despre ace sau despre defecțiuni care pot să apară și care bănuiesc că ar fi fost legate de utilizarea incorrectă a acului de mașină. Așa că haideți să lămurim la ce trebuie să fiți atenți în momentul în care folosiți un ac la mașina de cusut. În primul rând, trebuie să știți că, așa cum pe piață există o varietate de mașini de cusut, există și o varietate de ace. Cel mai probabil, dacă aveți o mașină de cusut industrială, sunteți suficient de avansați încât să știți deja că acele pentru acel tip de mașină sunt speciale și ele nu se potrivesc la mașinile de cusut casnice. De ce? Trebuie să vă arăt. Acul pentru o mașină industrială arată așa. Îl răsucesc între degete, vedeți că baza lui este complet rotundă, este ca un cilindru. În timp ce acul pentru mașina de cusut casnică arată așa. Observați, are o parte din bază, o parte este rotundă și o parte este teșită, este plată. De ce? Ăsta este unul dintre primele elemente de siguranță ca voi să puneți acul corect. Având o parte teșită, îl puteți așeza în mașina de cusut casnică doar în acea poziție. Bine. Cine forțează și cine se ambiționează neapărat, poate să-l forțeze să-l pună greșit. Însă, veți avea probleme pentru că el clar nu va mai ieși decât cu cleștele sau, Doamne ferește, în bucăți. Bun. Acum, ne-am lămurit că trebuie să ne luăm ace de cusut pentru mașina casnică pe care o avem. De ce? Marile firme de mașini, producătoare de mașini, au colaborări cu firme specializate de producere a acelor, dacă nu știați. Cei de la Singer au o firmă, cei de la Brother au o altă firmă, Benina, Janom, fiecare este afiliat unei firme producătoare de ace. De ce? Este foarte important să ai acul potrivit și să ai un ac de calitate. Ce înseamnă un ac de calitate? Să fie un ac care să respecte foarte bine anumite cerințe tehnice, atât din punct de vedere a dimensiunii, cât și a calității metalului din care el este făcut. Bun. Cum alegem acul bun pentru proiectul pe care îl avem de făcut? În primul rând, grosimea acului. Ele sunt pe mai multe tipuri de grosimi. Sunt ace mai subțiri, medii sau groase. Am aici un set de ace de la Singer, pentru că eu am mașină de cusut Singer. Sunt trei dimensiuni. 70, 80 și 90. 70 înseamnă că acul are 0,7 mm grosime. Este ac foarte subțire, pe care îl puteți folosi cu succes pentru materiale foarte fine. Voaluri, mătăsuri, jersee foarte fine. Bine, asta e și în funcție de vârf. Deci, un ac subțire merge foarte bine pe materiale subțiri. Un ac mediu, de grosime medie, este cel pe care vedeți că scrie 90. Are o grosime de 0,9 mm și el coase deopotrivă și materiale subțiri, și materiale medii, și materiale mai groase. Este așa numitul ac universal, grosime universală, pe care eu una îl folosesc de foarte mult timp și, sincer, chiar n-am simțit nevoia să schimb grosimea acului de câte ori am schimbat grosimea materialului pe care lucram. Dacă însă vreți să coaseți o prelată, o husă, niște blugi foarte groși, e bine să alegeți un ac gros. Ce înseamnă? Un ac de 100, 110 sau 120.
Asta înseamnă că are o grosime de 1 mm, 1 mm, 1,1 mm sau 1,2 mm. E clar. Ac subțire la material subțire, ac gros pentru material gros. Este foarte intuitiv. Dacă mergeți la reprezentanță și cereți ace, ei sigur o să vă întrebe ce grosime. Trebuie să știți. 70 subțire, 90 mediu, 100-120 e gros. Bun. Lăsând la o parte grosimea acului, are foarte mare importanță ce tip de material coaseți din punctul de vedere a structurii acestuia. Vă invit imediat la tablă ca să vă explic mai exact la ce mă refer. Puteți alege pentru mașinile de cusut casnice, în principiu, două tipuri de vârf de ac, în funcție de materialul pe care coaseți. Acul de aici este un ac cu vârf normal, folosit pentru țesături. Ce înseamnă țesătură? Este acel material textil care este realizat prin întrepătrunderea urzelii cu bătătura. Deci sunt materialele țesute. Este ideal pentru țesături și, în funcție de tipul de material pe care îl folosiți, vă puteți lua diverse grosimi, mai subțire sau mai gros, cum am spus deja. Dacă însă materialul din proiectul vostru este un tricotaj, adică este împletit buclă după buclă, exact cum împletea bunica puloverele, acelea sunt tricotaje. Aici mă refer la jerseu, licra, anumite tipuri de tiul elastic, care sunt tricotate. E bine, atunci trebuie să aveți un ac cu vârf rotund. Și acele cu vârf drept și acele cu vârf rotund au diverse grosimi. Spre exemplu, așa cum vă arătam, aici am un ac, un set de ace cu vârf rotund de diverse grosimi și aici am setul de ace cu vârf drept, normal, de diverse grosimi. În principiu, dacă aveți de cusut, știu și eu, tricouri, colanți, costume de baie, merită investiția cu un ac de cusut cu vârf rotund. Acum haideți să vedem care sunt defecțiunile care pot apărea din cauza unei folosiri greșite a acului în mașina de cusut. Prima defecțiune. Mașina nu coase. Care pot fi cauzele? 1. Am pus un ac nepotrivit cu tipul de mașină. Este de regulă, poate fi prea scurt și nu are cum să coasă, cum să facă bucla și să realizeze cusătura. Deci, tipul de ac este nepotrivit pentru mașina voastră de cusut. Sau, acul s-a rupt și n-am observat. Bineînțeles, noi vrem să coasem, dar el, săracul, nu mai are cum. Sau, acul este greșit pus. E adevărat, așa cum vă arătam, el are aici ghidajul de sus, dar dacă cineva foarte hotărât îl înfige în poziția greșită, n-o să coasă. Deci a fost așezat în poziția greșită, este un alt motiv pentru care mașina nu coase. Și încă un motiv pentru care mașina nu coase, chiar dacă ați ales acul potrivit pentru mașina voastră și l-ați și așezat corect pe tijă, folosind ghidajul, și cu toate astea mașina nu coase, ați pus ața greșit în ac. Pentru că dacă vă uitați la el, pot să o bag și din stânga în dreapta și din dreapta în stânga. Nimeni nu-mi spune teoretic, cum anume corect. Acul însă, dacă vă uitați atent aici pe corpul acului, pe una dintre părți are un șanț care se poate simți cu
cu unghia dacă dați, are acest șanț. Sper să se vadă, nu știu dacă se va vedea. Ei, ața întotdeauna trebuie să vină dinspre partea pe care este șanțul. Trebuie să intre practic la fiecare împunsătură, ea este ferită în acel șanț, în acel șgheab. E ferită împotriva scămoșării și a ruperii. Deci clar, ea va intra în ac dinspre partea cu șanț către spate, întotdeauna. Dacă puneți ața, o rotiți pe după ac și o puneți invers din partea cealaltă, da, nimeni nu vă împiedică să faceți asta. Fizic e foarte ușor. Poate uneori e mai simplu să o băgați invers. Mașina nu o să coasă și nu o să știți de ce. Acul e nou, mașina e bună, am verificat. Iată, ați pus ața invers în ac. Bun. Deci astea sunt motive pentru care mașina nu coasă deloc. Există cazul când mașina coase ce coase, coase și apoi sare 2-3 pași, iar mai coase, iar sare 2-3 pași. Ăsta este simptomul că acul s-a tocit. Cei de la Zinger, spre exemplu, recomandă să nu folosiți acul mai mult de 8 ore de folosire continuă. Oficial, după ce l-ați folosit timp de 8 ore, trebuie schimbat. Eu recunosc, sunt vinovată de faptul că aștept să-mi sară împunsături înainte să-l schimb. Da, fiecare avem păcatele noastre. Ok. Bun. Acum, ce se mai poate întâmpla? Acul începe să tragă fire din material la fiecare împunsătură. Se întâmplă frecvent la acelea cele mai subțiri pe care vi le-am spus, cele de 70, chiar și cele de 80. Pentru că ce se întâmplă? Câteodată ați tras un pic de material și acul a apucat să se îndoaie în vârf. Practic el arată acum în vârf așa, ca o croșetă. Și agață materialul la fiecare împunsătură. Evident că trebuie imediat schimbat cu unul nou și mai multă grijă, nu forțați materialul. Dacă, Doamne ferește, un alt simptom, acul începe să scoată un clănțănit metalic, un țăcănit, este semn clar că s-a strâmbat și bate de fiecare împunsătură, bate, atinge placa mașinii. Caz în care imediat trebuie schimbat, imediat trebuie înlocuit, pentru că urmează să se spulbere, să se facă în mii de bucăți în timp ce coaseți. Și nimeni nu vrea așchii metalice înfipte în ochi. Doamne ferește! Deci iată, pe lângă ungerea corectă, curățarea corectă a mașinii, utilizarea corectă a acului este unul dintre elementele esențiale ca mașina voastră să meargă perfect. Așa că, dragii mei, dacă v-a plăcut videoclipul, eu am să mă opresc astăzi aici, deși despre ace e mult de povestit. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu vă sfiiți, abonați-vă, dați like, distribuiți pentru zeii YouTube-ului. Ne ajută să ne dezvoltăm comunitatea și mulțumesc încă o dată celor care au ales să mă susțină înscriindu-se în Clubul Crăitorașilor. Știți că eu încarc aici în fiecare joi și duminică un videoclip relaxat pe teme de modă și croitorie. Și dacă vă abonați, YouTube-ul o să vă anunțe ori de câte ori apare un videoclip nou. Așa că până data viitoare, dragii mei, aștept întrebările și comentariile voastre atât aici pe YouTube, cât și pe grupul nostru de Facebook, Croitoria fără formule, grup în care chiar vă invit să vă înscrieți. Am să vă urez acum, ca de obicei, mult, mult spor la cusut până data viitoare și toate cele bune! La revedere!